Nici nu mai știu cum mai mă cheamă. Așa sunt de supărată. De ce sunteți necăjită? Am o fată care are diabet și e la spital. Zice că stă după masa de operație 3 ore și jumătate. Acum, în acest moment, e astăzi, în spital? Astăzi. Ce vârstă aveți? Așa nu pot eu să vă povestesc, că spus eu nu mai știu nici cum mă cheamă. Îmi vine să urlu așa și mi se pare că... Ce vârstă aveți? Nu mai știu nici ce vârstă mai am. De ce petreceți atât de mult timp aici, la biserică, deci, pe stradă, în Piața Mare? Lecția nebună, când mi-a murit o fată de 50 de ani, accident de mașină. Deci după mine, fata tânără și o bătrână, nu mă vede Dumnezeu. Doamne, iartă-mă că stau în fiori, că nu mă poate moartea roade. Așa, uite, în gând, că nu mai văd, sunt operată la ochi, sunt vai de capul meu. Să dau la animale, dacă am. Dacă nu, hai ca să nu mă duc să fur, nu mă duc să înșel. Ați avut o viață grea, așa-i? Grea, de cum a făcut mama. Câți copii aveți? 2 fetele. Trăiesc amândouă sau 2 cu cea care a murit în accident? Că una mi-a luat-o Dumnezeu și mai una care mie că moare înaintea mea. Și totuși mi-e greu să ghicesc. Ce vârstă aveți? Am intrat în 90, cred. Nu mai știu ce mai e de mine. Nu vă mai amintiți în ce an sunteți născută? Nu mai mi-amintesc.